Salutare măi băieți și bine v-am găsit aici la un nou episod ceva mai special. Azi o să încercăm să vorbim cu Ben pentru că tot e trendul ăsta cu Ben și o să vedem dacă îl cunoaște pe Itachi și o să-i mai punem niște întrebări să vedem dacă s-a uitat cumva Ben la Naruto. Al nostru Ben citește ziarul. Băi Ben, lasă ziarul, băi, că filmăm un episod. Pune-l acolo într-o parte. Ce dracu faci băi bulangiule? Pune-l acolo într-o parte. Ce dracu faci băi bulangiule? A, mă imit acum, am înțeles. A, mă imit acum. Hai să-l sunăm la telefon că așa o să ne răspundă la întrebări. Nu-i așa? Da, am înțeles. Ben, în primul rând vreau să te întreb dacă te-ai uitat la Naruto. Nu. Mamă, ce bulangiu, și voiam să te întreb de Itachi. Îl știi pe Itachi? Ai auzit de el măcar? Ce părere ai de faptul că Itachi și-a omorât familia, domnul Ben? Nu. Nu ai o părere bună? Am înțeles. Mi-a închis în nas. Închis în nas. Ben, hai, dă-te în pula mea, lasă ziarul. Ben, spune-le oamenilor care nu dau like că sunt niște bulangii cordiți. Ben, spune-le oamenilor care nu dau like că sunt niște bulangii cordiți. Aia zic, ghegli beuțili beuțili. Ghegli beuțili beuțili. Ce pula mea cu aplicația asta, coai? Ascultă-mă ce zic. Dacă nu aduci datoria, vin... A, nu mă e în seriosă, nu mă crezi că-s cămătar. Zi bă Ben, acum fără mișto, îl cunoști pe Itachi? Are datorie la tine? Nu. Deci poate să te omoare și pe tine, nu? Te-ai uitat la Boruto, Ben? Deci te-ai uitat la Boruto și te-ai uitat la Naruto, cum vine asta? A, ești dus cu pluta, nu? Nu. Ești de acord cu faptul că Itachi și-a omorât familia să salveze satul? Păi ești sau nu ești? Mamă, ce râde al dracu bulangiu. Nu ești de acord, nu? Nu. Deci Itachi e un mare bulangiu. Bun, în sfârșit am aflat părerea lui Ben. Nu. Te uiți la Alin Mihai Sochet pe YouTube? Păi te uiți sau nu? Și ești abonat, nu? Ai apăsat și pe clopoțel. Da, e imposibil de vorbit cu câinele ăsta. Acum suntem în laborator la Orochimaru. Niște poțiuni. Păi eu aveam jocul ăsta pe telefon când eram în generală. Ben creează juțuri noi aici. Punem un pic de otravă și punem și de asta galbenă. Ce dracu iese. Da, deci a ieșit stilul focului și stilul vântului, am înțeles. Și acum... Aolo, am rămas fără ibric. Prima cu ultima. Mamă, lavă direct. Ce nebun e Ben al nostru. Ce pula mea coaie. Îi dăm și o bere. Îl doare în pulă pe ăsta, zici că e Ustache. L-am rupt cu bătaie, ești nebun. Ben, spune-ne ce părere ai despre noul sezon din Demon Slayer. Ți se pare bun? Ți se pare mai bun decât primul sezon? Ești mult prea nesuferit, bă, câine prost. Bă, e imposibil să vorbești cu chestia asta, nu mai renunț. Picioare rupte, mâini tăiate, război în Ucraina. Da, bă, chiar nu știu ce dracu aș putea să mai vorbesc cu Ben ăla. E mult prea nesuferit al dracu câine. Acum că am văzut că Ben îl cunoaște pe Itachi, hai să vedem dacă îl cunoaște și Akinatorul pe Itachi. Caracterul tău locuiește în România. Hai că locuiește Itachi în România. Este real? Nu este real. E dintr-un joc? Nu e dintr-un joc. E dintr-un anime. Hai că deja la ghicit ești nebun. N-are sabie. Are puteri speciale. Dacă este rău? Nu este rău. Și pălărie... Nu știu, mai purta câteodată, deci punem probably. Apare caracterul tău în One Piece? Hai că apare dacă e. Chiar am văzut un meme mai devreme cu cineva din Ucraina care zicea lui Putin să oprească războiul, că vrea să apuce să vadă cum se termină One Piece. Nu e nici din Jojo, e din Naruto, gata, l-a ghicit direct. E musulman, hai că avem musulmani în Naruto. Da, gata, l-a ghicit. Gata, l-a ghicit, ești nebun. Nu-i mai trebuie nimic. Da, bineînțeles. Bă, ce știe al dracu, hai să-i dăm un personaj mai greu. Hai să vedem dacă îl știe pe Minato. E din anime, da. Ok, e din Naruto, e mort, nu are un sclav, nu se transformă într-o armă. Da, are un... Hai că l-a ghicit deja, mă întreabă dacă are țepi galbeni. Gata, l-a și ghicit. Bă, coaie, de unde pula mea știe? Hai să vedem dacă îl știe pe Rengoku. Da, luptă cu o sabie. Coaie, de unde pula mea știe ăsta, mă registrează? Ăsta aude ce vorbesc. Haine galbene, parcă avea haine galbene. Da, Mamă, l-a și nimerit. Coaie, de unde pula mea? Hai să vedem dacă mă știe pe mine. Deci dacă mă știe pe mine, nu e de mirare de unde dracu știe FBI-ul tot. Dacă am părul negru, da, nu sunt femeie, cred, nu lupt cu sabia. Dacă am puteri speciale, să zic glume proaste, în rest nu cred. Da, este adevărat, este YouTuber, nu fac clipuri în engleză, locuiesc în România, gamer, da, nu joc Roblox. Dacă pot să manipulez timpul, nu, dar pot să manipulez lumea să dea like, deci nu. Nu cred că mă știe ăsta. Cătălin Talent, am înțeles. Coaie, de ce i-a pus steagul gay în spate? Akinatorul știe că e gay. Cum pula mea să mi-l dea pe Cătălin Talent? Zapi TV, nu m-a găsit, bă. Uite, bă, că au căutat câțiva. Alin Mihai Sochet, cel mai tare YouTuber, subscribe la el, că altfel vă arunc petarde în WC-ul. Bă, aparent m-avea stocat acolo, dar nu știu, cred că nu a pus el întrebările potrivite. Cred că e greu să mă găsească fix pe mine, mai ales că n-am un canal atât de mare. Dar poate voi aveți mai mult noroc, poate mă găsiți pe Akinator. Scrieți acolo în comentarii sau trimiteți-mi un screenshot dacă reușiți să mă găsiți pe Akinator. Ca atunci cu episodul ăsta, nu uitați că vă aștept și pe serverul de Discord din descriere. Eu v-am pupat și ne auzim mâine la un nou episod. La revedere!